Bună ziua, domnule Petru Ariciuc, Mihai Cioată de la Orion FM vă sună. Bună ziua, bună e ziua. Chiar o zi bună, o zi în care și familia și salvamontiștii, întreaga comunitate răsuflă ușurată pentru că în sfârșit ați reușit să îl găsiți pe Liviu Sorin. Da, a fost un efort susținut timp de, în ultima lună s-a mers din 3 în 3 zile, din 2 în 2 zile, iar de săptămâna trecută s-a mers aproape zilnic la căutări, la sondări, la săpături. Stratul de zăpadă încă se menține la 2 metri, 2 metri jumate în zona mediană, pe mijlocul culoarului de avalanșă. S-a săpat mult și până la urmă a fost găsit. Devenise deja frustrant și, vă dați seama, sunt aproape 6 luni de când Sorin a dispărut în avalanșă, o perioadă mult prea mare pentru noi ca să acceptăm acest lucru. Domnul inginer, deci practic tot în urma unor săpături l-ați găsit. Da, săpături și sondări, repetate. Iar foarte mult șneapă în teren denivelat, foarte accidentat, multe găuri, ravene din cauza provocate de pârâu. A fost foarte greu de găsit. Nu a fost un teren curat, foarte mult șneapă, șneapă înculcat, șneapă rupt. Și în funcție de locațiile pe care le-ați tot încercat? Da, bine, culoarul de avalanș avea culoarul principal avea 220 de metri, lățime între 6 și 18 metri în partea de sus, aproape cât jumătate de teren de fotbal, ca și suprafață. Acum, băieții sunt acum acolo. Acum băieții au rămas în dispozitiv, există procedura care ne obligă să rămânem în zonă, se va deplasa un echipaj de la poliție, la criminalistică și vor urma procedurile normale. Probabil în cursul nopții îl vom aduce în vatra dormii. Da, vom reveni poate cu alte intervenții, cu alte detalii. Vă las și dumneavoastră sunteți în drum spre Călimani. Vă mulțumesc pentru intervenție. Vă mulțumim și noi. La revedere!